Numeroase zone ale Pământului rămân misterioase din punctul de vedere al fenomenelor care se produc în aceste locuri. Printre primele astfel de sectoare ale globului pământesc se numără și Triunghiul Bermudelor, cunoscut pentru activitățile paranormale care se petrec odată ce ajunge aici. Regiunea este celebră pentru disparițiile vaselor și aparatelor de zbor, anomalii legate de legile fizicii care sunt complet date peste cap, și inclusiv popularizarea acesteia pentru prezența ființelor extraterestre, despre care se crede că survolează zona cu ajutorul OZN-urilor și capturează oameni pentru a-i studia. Alți conspiraționiști susțin că zona Triunghiului Bermudelor este sursa multicăutatului oraș Atlantida, care s-ar afla chiar pe fundul Atlanticului și este responsabil pentru tot ce se întâmplă aici. De asemenea, sunt prezente și ideile unor vârtejuri care efectiv agață toate obiectele și le trimit în interiorul altor dimensiuni. Printre acestea fiind și oameni despre care se crede că, deși pierduți în această regiune, sunt totuși prezenți chiar în alte galaxie. Chiar și așa, explicațiile ciudatei zone a Triunghiului Bermudelor țin de dovezile căpătate cu ajutorul științei. Deși au fost propuse numeroase teorii fanteziste, niciuna dintre ele nu dovedește că disparițiile misterioase apar mai frecvent acolo decât în alte secțiuni bine călătorite ale oceanului. Unii oameni chiar navighează în zonă aproape în fiecare zi, fără a apărea incidente. Așadar, astăzi vom descoperi misterul deslușit al Triunghiului Bermudelor, precum și motivele pentru care atâtea întâmplări bizare au loc aici. Cunoscut și sub numele de Triunghiul Diavolului, Triunghiul Bermudelor este o zonă delimitată de puncte din Bermuda, Florida și Puerto Rico, unde se presupune că totul dispare sub apa adâncă a Oceanului Atlantic. Legenda sa este cu totul specială, căci se spune că atunci când Christopher Columb a realizat prima călătorie în lumea nouă, navigând prin această zonă, acesta ar fi raportat un obiect uriaș de foc asemănător cu un meteorit care s-ar fi prăbușit în ocean în timpul unei nopți. Urmările au făcut ca o lumină ciudată subacvatică să apară din ocean și în depărtare câteva săptămâni mai târziu. De asemenea, Columb a scris despre orientările inexacte ale busolei pe care o folosea. Până în secolul al XX-lea, atenția publicului nu era îndreptată îndeoseb spre acest loc misterios, însă câteva tragedii deosebite au schimbat acest curs al lucrurilor. În martie 1918, o navă de marfă a marinei, care avea la bord 300 de oameni și aproape 10.000 de tone de minerău de mangan, s-a scufundat undeva între Barbados și golful Chesapeake. Nava marină numită USS Cyclops nu a trimis niciodată un apel de urgență, deși era echipată corespunzător pentru a realiza acest lucru. După ample căutări, până și președintele american Woodrow Wilson mărturisea că numai Dumnezeu și Marea știu ce s-a întâmplat cu marea navă. În 1941, două dintre vapoarele asemănătoare lui Cyclops au dispărut fără urmă după ce au realizat aproape același traseu. În anul 1945, 5 avioane bombardiere care decolaseră din Florida parcă intraseră sub pământ, neajungând niciodată la locul prestabilit. Iar în aceeași zi a dispărut și un avion de salvare trimis cu scopul de a le căuta. Triunghiul Bermudelor nu apare pe nicio hartă a lumii, iar Consiliul pentru Denumiri Geografice din SUA nu le recunoaște ca fiind o regiune oficială a Oceanului Atlantic. Deși rapoartele despre evenimente inexplicabile din regiune datează de la mijlocul secolului al XIX-lea, expresia Triunghiul Bermudelor nu a intrat în uz până în 1964. Expresia a apărut pentru prima dată tipărită într-un articol dintr-o revistă redactată de Vincent Gaddis, care a folosit această sintagmă pentru a descrie o regiune triunghiulară care a distrus sute de nave și avioane fără urmă. De-a lungul anilor, au apărut mai multe explicații științifice pentru care Triunghiul Bermudelor este extrem de periculos. Motivele fenomenelor extreme constau într-un soi de explicații geologice și hidrologice extrem de rare, dar perfect naturale. Una dintre aceasta ar fi prezența metanului sub cantități mari în această zonă. Studiile au arătat că hidrații de metan sunt capabili să scufunde o navă de dimensiuni mari prin scăderea densității apei. S-a emis și ipoteza că erupțiile periodice de metan pot produce regiuni de apă de formă spumoasă, care nu mai sunt capabile să ofere o flotabilitate adecvată pentru vapoare și nave.
Această manifestare are deseori loc în zona triunghiului și este capabilă să scufunde orice într-un mod foarte rapid și fără niciun fel de avertisment. Totuși, există și sceptici care spun că hidrații subacvatici de metan există în întreaga lume, iar zona paranormală nu ar putea fi o excepție. Totodată, valorile excesive și anomaliile geomagnetice misterioase pot crea probleme de navigație care derutează piloții, determinându-i să se scufunde în ocean. Uraganele și furtunile puternice se formează în apele tropicale și au costat viața a mii de persoane. Acestea au provocat în trecut câteva serii de incidente legate de triunghi. Multe uragane din Oceanul Atlantic trec prin zona Bermudelor, în timp ce se îndreaptă spre vestul Statelor Unite. Așadar, valurile și vânturile care vin la pachet cu ele pot fi o cauză importantă a dispariților în număr exagerat de mare. De exemplu, acestea au fost motivul pentru care nava Pride of Baltimore s-a scufundat pe 14 mai 1986. Evidențindu-se faptul că echipajul observase că vântul s-a schimbat brusc de la viteza de 32 de km pe oră la 97 de km pe oră și apoi la 150 de km pe oră. Specialiștii au sugerat totodată că în condiții meteorologice foarte instabile, explozia de aer rece din norii încărcați poate lovi suprafața creându-se astfel un efect de bombă care explodează spre exterior. Mai mult, cercetările oamenilor de știință au descoperit un nou tip de valuri extreme ce pot atinge chiar și 35 de metri înălțime, care sunt foarte imprevizibile și pot veni în mod neașteptat din orice direcție. Această zonă din Atlantic poate fi cu ușurință victima a trei furtuni masive care se reunesc din direcții diferite, astfel contribuind cu valurile uriașe. Curenții golfului sunt curenți de suprafață, conduși în primul rând de circulația termohalină, care își are originea în Golful Mexic, urmând apoi să-și continue curgerea prin strâmtoarea Florida în Atlanticul de Nord. În esență, acest fenomen reprezintă un râu din interiorul unui ocean care poate transporta cu ușurință obiecte plutitoare. Așa se face că un avion care aterizează pe apă sau o simplă embarcațiune pot fi mutate de curenți în toate părțile. Totodată, vârtejurile de apă sunt văzute foarte des în Triunghiul Bermudelor, iar fenomenul nu este deloc unul pașnic. În timpul acestuia, apa din ocean este aspirată la sute sau chiar mii de metri în aer. Acest fenomen poate să creeze valuri și tulburări ale apei, care pot distruge și avioane care zboară mai aproape de apă. Marina Statelor Unite susține că nu există explicații supranaturale pentru dezastrele de aici. Experiența lor sugerează că forțele combinate ale naturii și falibilitatea umană întrec chiar și cea mai neîncrezătoare ficțiune științifico-fantastică. Eroarea umană este una dintre cele mai citate explicații din anchetele oficiale cu privire la pierderea aeronavelor sau embarcațiunilor în această zonă, și nu numai. Așadar, este exclus să nu se fi întâmplat măcar o dată și în zona triunghiului, o astfel de tragedie provocată chiar de oameni. Variațiile de busolă sunt și ele printre motivele citate în rapoartele cu privire la evenimentele din Triunghiul Bermudelor. În timp ce marea majoritate a oamenilor sunt convinși de povestea trăită de Cristofor Columb și au teoretizat faptul că zona cuprinde anomalii magnetice cu adevărat speciale. Compasele au variații magnetice care se produc în mod natural, în raport cu polii magnetici. Fapte pe care un adevărat marinar ar trebui să le cunoască deja. Nordul magnetic din busolă și nordul geografic sunt astfel exact aceleași. Chiar și Marina Statelor Unite ale Americii a anunțat că este adevărat faptul că variația busolei a afectat regiunea Triunghiului Bermudelor din cauza fluctuațiilor câmpului magnetic. Dar acest lucru nu s-a mai întâmplat aparent din secolul al XIX-lea. Oceanul a fost întotdeauna un loc misterios pentru oameni și atunci când vremea extremă sau navigația incorrectă sunt aplicate, acesta poate fi un loc foarte mortal. Ideea este valabilă însă pentru fiecare mare sau ocean de pe întregul glob. Nu există nicio dovadă despre faptul că disparițiile misterioase apar cu o frecvență mai mare la Triunghiul Bermudelor decât în orice altă zonă mare și bine călătorită a oceanului. Totuși, acest sector al Atlanticului de Nord este unul predispus la fenomene meteorologice și geomagnetice extreme. Chiar dacă unii oameni consideră că disparițiile din Triunghiul Bermudelor nu mai sunt un subiect misterios de actualitate, trebuie să recunoaștem că activitățile din acest sector oceanic nu sunt deloc unele simple și familiare.
Explicațiile științifice țin de condițiile extreme ale oricărui ocean, precum și de situația magnetismului ciudat. Însă putem explica statistic aceste pagube și tragedii și din pricina volumului mare de nave și avioane care călătoresc pe această rută. Așadar, misterul de sub triunghiul Bermudelor nu ține de lucruri paranormale, ci de simplele caracteristici ale planetei noastre, pe care însă încă încercăm să le înțelegem. Dacă ți-a plăcut acest video, nu ezita să apeși pe una din recomandările noastre din dreapta. De asemenea, nu uita să te abonezi la Omul din Spațiu pentru mai multe episoade.